Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Suntem în postul Sfintelor Paști, urcăm treaptă cu treaptă, duminică cu duminică. Acum a venit vremea să vorbim despre fericiri. Suntem în prezența Părintelui Visarion Alexa. Bun găsit, Părinte! Bună dimineața, Doamne ajută! Urcăm treaptă cu treaptă, dar acum trebuie să vorbim puțin despre fericiri. Părinte Visarion, fiecare om cred că se regăsește într-o anume fericire. Mântuitorul știm că l-a enunțat pe Muntele Fericilor, a fost una dintre cele mai frumoase predici rostite vreodată de vreun om. Dar fiecare din noi cred că încearcă să se agațe de una dintre fericiri, unde crede el că s-ar încadra. Ne putem încadra în toate cele 9 fericiri sau ajunge una ca să putem fi cât de cât liniștiți duhovnicește? Acum, vedeți, tot Vechiul Testament a funcționat pe bază de porunci. Decalog, cele 10 porunci, plus încă 614 porunci, norme, legi. Absolut. Și foarte mulți creștini din Noul Testament, din toate timpurile, au înțeles uneori viața duhovnicească și sub imperativul acesta al poruncilor. Sunt încă duhovnici care cred că viața duhovnicească merge după porunci, porunciți. Da? Într-un fel, dumneavoastră porunciți, eu execut. Vedeți, există 3 modele, spun părinții bisericii, de viețuire cu Dumnezeu. Unul, robul. Robul care are o relație cu Dumnezeu bazată pe zoologie, și anume, nu da. Teamă. Orice fac. Teamă. Da? Aș face orice, numai nu mă pedepsi în vreun fel. Și dacă m-ai pedepsi, ce să fac? Te rog frumos, hai să încheiem. Fac orice, numai nu mă pedepsi. Ăsta este robul. Al doilea model de viețuire cu Dumnezeu este comersantul. Cel care, câte metanii să fac, Doamne, ca să-mi dai cu tare lucru. Negociază cu altfel. Negociază. Propune un negoț. Ce îți dau ca să-mi dai? Cât să-ți dau ca să-mi dai? Stabilește un timp, 7 săptămâni, duc bilețele la altar și lumânări și trebuie să-mi dai cu tare lucru. Așa a înflorit o întreagă, să spun, industria a indulgențelor duhovnicești, în sensul că o să găsiți oameni care se duc 9 zile nu știu unde, sau o să țină 4 zile de post, sau să facă nu știu ce, ca să obțină de la Dumnezeu diferite cerințe, nevoi. Sigur, ăsta este comerciantul, cel care pune relația cu Dumnezeu în coordonatele acestea. Și mai este un model de relație pe care părinții l-au propus ca fiind cel de dorit, cel maximal la care omul poate ajunge. Tată-fiu. Fiul în relație cu tatăl. Eu sunt fiul, Dumnezeu e tatăl. Bun, aș pune și în relația asta și pe mama. Când o sun pe mama? Când am nevoie de bani, mama mea stă la 400 de kilometri de mine. Când o caut pe mama? Când am nevoie de ceva, îmi doresc ceva, sau o caut pentru că mi-e dor de ea? Mă liniștesc când iau glasul, mă liniștesc când știu despre ea, îmi face bine să fiu într-o relație cu ea, mă duc spre ea când mi-e dor de ea, nu când am nevoie de cartofi sau ceapă. Da? Deci, vedeți, relația cu Dumnezeu poate fi înțeleasă sub aspectul acesta al poruncilor, dar Hristos vine cu o variantă superioară, spune poruncilor. Nu înseamnă că le exclude, ci poate le îmbogățește, le ridică puțin nivelul, cum s-a întâmplat în cazul celor 3 modele. Să ajungi de la rob, să treci prin comerciant și să fii fiul lui Dumnezeu, eu cred că e cea mai de dorit absolut lucrare. Bun. Dumneavoastră, personal, în care dintre fericiri ați vrea să vă încadrați? Ca să știți că puteți ajunge acolo unde ne dorim cu toții, la împărăție. Când l-am întâlnit pe Părintele Sofian, starețul de la Antim, i-am pus o întrebare fundamentală. Aș spune eu, deși eram tânăr, citisem câte ceva despre rugăciunea lui Iisus, despre... Și am zis, Părinte, îl vedeți pe Dumnezeu? Că aș vrea și eu să-l văd. Bătrânul
promitea, dacă îl priveai, ca și prezență, ca și vedere, promitea că stă cu Dumnezeu de vorbă. Adică așa se arăta. Și aș fi vrut și eu să fiu participant la acest dialog, dacă bătrânul vede pe Dumnezeu, să vreau și eu să-l văd. Sigur că părintele atunci a venit cu cuvântul acesta extraordinar, pe care l-am regăsit apoi și în diferite cărți. L-am căutat pe Dumnezeu mult, spune părintele. I-am căutat chipul, cel nefăcut de mână omenească. În cărți, în păduri, în icoane, în biblioteci, în mănăstiri, în biserici. Și nu l-am aflat, după cum îl doream eu. Și într-un final l-am căutat în inima mea. Și acolo l-am aflat. Provocarea a fost atât de mare că mi-a și spus una dintre fericiri care mi-a rămas acolo în inimă întipărită ca fiind, să spun, țelul de viață. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Cred că ăsta este maximum la care Dumnezeu ne cheamă și cred că este și demersul care m-a făcut personal să însoțesc pe bătrânul părinte Sofian în ultimii ani de viață și apoi să continui căutarea sau traseul pe care însuși părintele mi l-a delimitat prin fericirea Mântuitorului, dată de însuși Mântuitorul, făcând din această fericire poate o lucrare de viață. Da, părinte, este foarte frumos tot ceea ce ne-a spus legat de părintele Sofian, într-adevăr un om cu totul și cu totul special. Însă stau și vă întreb, anumite fericiri parcă n-ar conține în ele o fericire. Cei pigoniți pentru dreptate bună oară, nu cred că sunt fericiți sau nu cred că se pot gândi la fericire în clipa în care sunt prigoniți pe acest pământ și viața lor este un infern. Care este garanția faptului sau ce ar trebui să știe omul în clipa în care este prigonit pentru un lucru sau altul, bun, evident, care ar putea fi speranța lui, doza lui de optimism? Pe ce se poate întemeia optimismul lui? Haideți să luăm două imagini. Două imagini din istoria umanității. Unu, Buddha. Doi, Isus. Îl privim pe Buddha, așezat în lotus, burtica ieșită din maieu, gura până la urechi, așa este și spune, fericitul Buddha. Da? De ce? Pentru că imaginea pe care el o reprezintă radiază de zâmbet, de fericire. Haideți să luăm personajul 2, Iisus, pe cruce, zdrobit, plin de sânge, fața tumefiată. În icoane sau poate pe sculptură nu se văd adevăratele daune ale răstignirii, dar ele erau într-adevăr înfiorător de privit. Arată omul acesta fericit sau Buddha? Evident. Acum, sigur, la prima vedere, Buddha arată fericit, însă Iisus spune așa: nu există bucurie mai mare decât să pui viața ta pentru un altcineva. Și acum, mă întorc la cuvântul pe care vi l-am spus de mult, al lui Maxim Mărturisitorul despre Sfânta Cruce. Haideți să vedem cine e mai fericită, o mamă care zâmbește cu gura până la urechi și e mulțumită de, nu știu, de ce are, de ce face, sau o mamă după o noapte de febră, alături de copilul ei, tristă, obosită, palidă la chip, dar care a biruit febra. Da, părinte, așa este. Practic, creștinismul nu înlătură suferința, ci ne face să o înțelegem, să înțelegem modul ei de a ne... Dar n-ai cum să o înlături. Pentru că ea nu poate fi înlăturată. Viața e la pachet cu ea. Mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte, le vom pune la inimă. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a Dialogurilor Dimineții. Rămâneți alături de noi, mai avem încă o ediție, va fi foarte interesant și atunci.